Direcție Municipală de Asistență Socială, sectorul Rășcani al Capitalei, Bulevardul Gregorie Vier. După cum vedem, arhitectura și organizarea nu e deloc primitoare. Oamenii trebuie să urce scări, cine poate, cine nu stă pe jos, și acolo se înghesuie ca să afle informații. Exact așa trebuie să arate un smart city condus de un primar socialist. Adică cu grijă pentru oameni. Halal și rușine. Și le-o închis ușa și stați afară. Și un cățel vaccinat sau nu știu de ce are el eticheta aceea în ureche. Poate că a fost și castrat. Dar tot e pericol public, nu-i așa?